stimați telespectatori, suntem din nou împreună la emisiunea De la Inimă la Inimă cu profesor dr. Cătălina Arsenescu Georgescu și cu distinsul meu invitat din această zi. Stimați telespectatori, distinsul meu invitat a mai fost invitat în acest studio, ce-i drept nu a dialogat alături de mine, îmi face mare plăcere că am reușit să-l extract din activitățile multiple pe care le are domnia sa și să fie astăzi în primul rând alături de dumneavoastră și mă bucur mult pentru că are ce să ne comunice. Distinsul meu invitat este domnul dr. Marius Davija, cadru universitar, Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa Iași, este medic primar neurochirurgie, este director medical la Spitalul Clinic de Urgențe profesor dr. Nicolae Oblu, are multe competențe în domeniul de activitate a domniei sale și multe valențe pe care le vom dezvălui suplimentar pe lângă cele care, pe care le cunoașteți dumneavoastră. Este vorba, încă o dată spun, de domnul dr. Marius Davija, fiți binevenit, mă bucur mult să dialogăm în folosul telespectatorilor noștri. Mulțumesc mult pentru invitație și pentru frumoasa prezentare. Vin cu mare bucurie oricând în acest studio. Eu știu acest lucru pentru că noi suntem împreună aici datorită televiziunii Telemoldova Plus, datorită prietenului nostru comun, domnul Petru Frăsilă. Avem și valențe comune în ceea ce privește apartenența la un club Rotary în care activăm. Deci sunt multe domenii, dar spuneați dumneavoastră despre prezentarea generoasă. Prezentarea a fost absolut de minim rezistență, aș putea spune, pentru că dumneavoastră știu că ceea ce faceți cu multă pasiune. Abordați o specialitate care este o specialitate, poate că am să folosesc un termen un pic mai deosebit, este un pic exotică această specialitate și este plină de taine și plină de surprize și o să vedem că se poate întâmpla acest lucru. Da. E adevărat, domnule doctor? Nu cred că trebuie să o privim chiar așa. În primul rând, mie îmi place să cred că sunt în continuare un doctor, un simplu doctor. Până la urma urmei, asta este vocația și asta este lucrul pentru care poate că sunt mai cunoscut. În rest, celelalte activități, bineînțeles că au venit odată cu evoluția în activitatea mea în cadrul spitalului. Până la urma urmei, trebuie să ne asumăm și unele lucruri care țin de administrație. Dacă nu o facem până la urmă, ceva pe care nu ne-l asumăm ne face să devenim, poate mult spus, dar sclavi. Și atunci e bine să ne asumăm și lucruri care țin de administrație, care să ne facă să creștem și în jurul nostru mai mult activitatea medicală, dar îmi place să cred că sunt doctor. Și neurochirurgia nu trebuie privită ca o specialitate exotică. Este o altă specialitate medicală care se ocupă de lucruri poate considerate a fi mai nobile și sunt nobile, dar nu văd de ce ar fi mai nobile decât alte specialități. Într-adevăr, aveți perfectă dreptate, pentru că este o specialitate, exact ca toate specialitățile, doar că curicula este întinsă pe mai mulți ani, 7 ani, ceea ce spune mult. Pentru că înseamnă că pentru a aprofunda și pentru a fi profesionist în acest domeniu, necesită mai mulți ani de pregătire. Și apropo de acest lucru, m-ați provocat dumneavoastră. Cum de-ați ales această specialitate? În momentul în care este o paletă atât de largă de alegeri, când dăm rezidențiatul, ați ales această specialitate. Nu poate fi decât sincer. Absolut. Ce v-a tentat? Cum de v-a atras acest lucru? Nu neapărat a fost prima opțiune pentru mine neurochirurgia și de-aia nici pe copilul meu nu pot să-l sfătuiesc, că el este student în anul 6 al medicinii și nu pot să-l sfătuiesc. Îi doresc mult succes? Să aleagă ceva ca și specialitate, pentru că inclusiv în situația mea și chiar a soției mele, soarta a decis un pic pentru noi. Erau alte două specialități înainte de neurochirurgie. Neurochirurgia era pe locul 3 la mine ca opțiune în momentul în care am plecat spre masa aia de a... n-o să uit niciodată, la care ne afirmam opțiunea. Era o teleconferință pe țară și ne duceam către masa aia și acolo... Și în care în câteva minute trebuia de ales să ne hotărâm soarta. De când am plecat de la locul meu din bancă până am ajuns la masa aia, deja s-au epuizat cele două specialități dinainte. Mai era una la din care vă gândeați. Chirurgia plastică, mai era un loc la Timișoara, dar erau renumiți că nu dau drumul să se mute în alt centru universitar. Eu deja, noi aveam deja planuri
căsătorisem deja cu o lună înainte și vreau să rămânem în Iași. Și atunci, în drum spre acea catedră, că așa era, la o catedră se făcea alegerea, m-am uitat la un prieten foarte bun, din păcate nu mai este printre noi în ziua de astăzi, și ce fac? Petrică îl chema, Petrică ce fac? Și mă iertați, au zis, ești prost, există loc de neurochirurgie la Iași. E a treia ta opțiune, ăla-l iei. Gata. Deci lozul câștigător a fost acesta. Și așa a fost, adică nu a fost neapărat colegul meu de cameră din cămin, vrea neurochirurgie. Mama lui fiind operată de profesorul Daniel cu ceva ani în urmă, el vrea neurochirurgie. Pe toți pereții aveam tracturi nervoase, învăța, îi plăcea. E, n-a fost să fie, el a luat chirurgie generală și acum lucrează în Franța. Soarta a vrut că eu să iau neurochirurgia, iar uneori să știți că Dumnezeu alege mai bine decât noi. Astăzi, privind în urmă, nu m-aș fi simțit la fel de confortabil în celelalte două specialități care ar fi fost prima opțiune. Vă regăsiți perfect mai în această specialitate. Eu recunosc, și trăiți, da. Aveți o pasiune și deosebită și da, sunteți într-adevăr un profesionist. Poate și pentru că pe măsură ce înveți o specialitate bine și pe măsură ce o aprofundezi, probabil că ți începe să-ți placă mai bine, mai mult, dar la momentul ăsta nu cred că ar fi fost ceva mai potrivit, privind retrospectiv, decât neurochirurgia în ceea ce mă privește. Domnule doctor, pe parcursul instruirii dumneavoastră, ani de zile, nu spun că în momentul în care s-au terminat cei 7 ani, nici într-un caz nu s-au terminat, ci s-a terminat o etapă, pentru că toate celelalte au urmat și vor urma în continuare, ultra-specializări și adaptarea la tehnologia modernă. Sunt oameni care v-au marcat, la care vă gândiți, pe care i-ați luat ca model, pe care poate că au fost doar niște repere, după care firesc că fiecare își face modalitatea lui de a profesa și de a fi și de a se regăsi. În viața fiecare dintre noi există oameni. N-ai cum. N-ai cum să nu existe oameni, nu neapărat și nu numai din profesie. Sunt oameni și în general care te marchează. Dar în profesie, bineînțeles că au fost profesorii noștri cu care am lucrat, profesor Ianovici, profesorul Poiată. L-ați prins și pe profesorul Boblu? Nu. Eu l-am prins. Profesorul Rusu, la profesorul Rusu avea o rigoare a vizitei. Mihai Rusu, da. Da. O rigoare a vizitei, a modului cum se desfășura procesul didactic pentru noi ca tineri rezidenți. Era tot timpul ceva interactiv, trebuia până a doua zi să citești ceva care n-ai fost în stare să răspunzi la vizită. Mă rog, doctorul Sandulescu. Sistem. Doctorul Sandulescu iar nu l-am cunoscut, nu l-am prins eu. Este generația pe care n-ați prins. M-a marcat profesorul Gérald Besson de la Brest, unde am avut privilegiu să lucrez un an jumătate. Poate că m-a marcat radical profesorul Besson ca modalitate de, mai ales ca modalitate de a privi comunicarea cu pacientul pe de-o parte, dar și modul de a privi o intervenție chirurgicală pe de altă parte. Ea avea un alt stil, profesorul avea un alt stil, un pic mai direct, mai radical, mai orientat spre leziune și fără a pierde mult timp, totul în operația aia trebuia să meargă liniar. Era ceva cumva nou față de școala pe care o învățasem eu în România, deci profesorul Besson poate că m-a marcat cel mai mult. Sper să nu supăr pe unul dintre profesorii mei de aici, dar el a fost pentru mine, într-adevăr, un mentor. M-a și chemat încă o dată 6 luni de zile când a avut el o problemă de lipsă de personal acolo, deci pare că a fost reciprocă treaba. Dar recunosc, probabil că stilul pe care l-am acum în chirurgie îl datorez în primul rând lui. Nu-i bine politic, sunt mai aproape de cei de aici, am lucrat mai mult cu ei, dar cam așa au fost și așa resimt eu, nu pot fi decât sincer și în privința asta. Și am, iar ca formare spirituală, am avut eu un părinte la mănăstirea Pângărați, care m-a marcat foarte mult și care chiar nu mai este printre noi.
Da, un medic are nevoie și de acest echilibru și această consiliare și sunt lucruri care ne restabilesc echilibrul nostru interior. Și atâta timp cât trăiți atât de intens prin profesia și este o profesie solicitantă din toate punctele de vedere, este nevoie și de un asemenea refugiu. E nevoie, dar nu numai de credință, e nevoie de, știți foarte bine că mai place și să mai fotografiez și să mai fug la plimbare cu un cățel prin pădure și trebuie să ieșim din nu putem trăi din numai tipare, din stereotip, din stereotip și să nu, să nu lăsăm să ne transformăm în roboți. Da. Pentru că fiecare dintre noi urmăm niște pași începând de la prima ora dimineții. Este o meserie extrem de solicitantă. Am avut, de exemplu, luna trecută operații în care 9 ore 8 am stat cu ochii în microscop, dar 9 ore am stat în sală. Dar 8 ore cu ochii în microscop, nemișcat, făcând practic mici gesturi, același lucru tot timpul. Este foarte, foarte solicitant. Ei, tipul ăsta de solicitare din experiența mea nu-l poți compensa decât nu prin somn, nu prin odihnă, de asta te duci acasă și stai la televizor. Prin ceva activ. Exact. Trebuie să faci o altă activitate. Îmi face o mare plăcere, de exemplu, când ajung acasă, să iau cățelul, mă duc, plecăm din Copou, ajungem cât putem, de obicei, ținta este primăria. Dar dacă e până în Piața Unirii sau până la Palat câteodată, am ajuns în Poduroș, depinde cât suntem și eu și el de doritor. El e doritor, oricum. Și vă reîncărcați bateriile. Și asta înseamnă foarte mult. După aia, îmi pare rău că nu mai am timp, dar fotografia macro mă tenta foarte tare și mă atrăgea foarte tare. Când ați descoperit această pasiune? Știu că aveți pasiunea fotografică, aveți de mulți ani. În Franța eram singur și nu prea, timpul liber nu prea aveam cu ce să-l umplu. Și atunci mi-am cumpărat un aparat foto, lângă spital era un parc, parcul Pamfield, care era plin de păsări, flori. Și așa am descoperit fotografia. Ulterior, fotografia macro oferă o lume diferită de ce ne imaginăm noi, undeva la un nivel mic, da, dar niciodată nu te poți plictisi dacă ai un obiectiv macro la îndemână. Oriunde ești. E suficient să ieși afară, să te duci în iarbă și găsești o altă lume, un întreg univers. Și găsești insecte, viața lor, lupta lor. Am o grămadă de fotografii în care păianjen intrați în intimitatea unei alte lumi, care e la fel de frumoasă și acolo trebuie să încadrezi, să faci compoziții. Și foarte, foarte frumos, plus că este ca o vânătoare. Deci este și acest lucru o profesie, pe lângă pasiunea pe care o aveți. La mine nu e profesie, e mult spus. Este amatorist, dar... Este un hobby. Un hobby, absolut. Dar e plăcut, acolo eu lupt în ce se... Fotografia macro se face în focalizare manuală și orice respirație te scoate din focus. Și atunci totul se face ca la vânătoare, nu trebuie să respiri în momentul în care focalizezi și... E o întreagă aventură și aia, dar e foarte plăcută și extrem de relaxantă. Domnule doctor, trebuie să recunosc că eu v-am lăsat să facem această divagație, această deviere, pentru a vă relaxa, pentru că ați venit direct de la spital. Deci iată că am făcut o mică pauză, v-ați reîncărcat bateriile și eu vreau să vă spun totuși că am intitulat această emisiune Abordarea actuală a patologiei neurochirurgicale. Și spun acest lucru pentru că în toate specialitățile există un dinamism formidabil și în primul rând cred că acest lucru este dat de tehnologie, de explozia tehnologică. Eu v-aș întreba pe dumneavoastră pentru început, comparativ cu cel puțin în urmă 20 de ani, când ați început efectiv să profesați. Comparativ cu momentul acesta, există o modificare în abordare? Există? Care sunt progresele majore, spun? Și cum ați evoluat dumneavoastră? Neurochirurgia nu mai are nicio legătură cu ce era cu 10 ani. Nu 20. Nu 20. Progresele, poate că în domeniul nostru, sunt mai mari decât în alte domenii, iar noi, la spital, la Oblu, am reușit cumva să ne aliniem foarte bine la aceste progrese. Nu exagerez când spun că nu cred că la momentul ăsta există ceva în neurochirurgia mondială care să nu fie disponibil pacienților noștri la Iași. Odată cu venirea acestui sistem de Gamma Knife, s-a închis cumva un
cerc cu tot ce înseamnă progres în neurochirurgie. Pentru că în ziua de astăzi, în specialitatea asta noastră, evoluția pacientului și calitatea vieții pacientului după o operație în neurochirurgie depinde foarte mult de tehnologie, din păcate, din fericire. Pentru că se ameliorează foarte mult dacă avem ceea ce trebuie. Și atunci, de la un sistem de imagistică foarte bun la spital, la Oblog, la momentul ăsta sunt 3 RMN-uri, 3 CT-uri, fiecare dedicat cumva unui tip de activitate care să asigure cam tot ce înseamnă ca explorare imagistică pentru pacienții noștri. După aia, aceste RMN-uri, bineînțeles că pot face ce este nou acum, tractografii, spectroscopii, perfuzii, lucruri care să ne ajute să stabilim aproape morfologic cu ce avem de-a face. Nu este nevoie neapărat să mai scoatem pe masă tumoraia ca să știm de la început pe ce ne băgăm. Apoi putem localiza foarte precis. Sunt sisteme de neuronavigație în ziua de astăzi în care orice tip de tumoră sau orice tip de leziune poate fi foarte, foarte precis localizată și noi avem aceste sisteme de ceva timp de acum, cred că sunt 10 ani de când le folosim. În timpul intervenției chirurgicale totul trebuie făcut cu ajutor, cu mare precizie și atunci avem aspiratoare ultrasonice. Pentru siguranța pacientului și predictibilitatea trezirii lui în condiții corecte neurologice se poate monitoriza electrofiziologic în timpul operației ca să apreciem din timpul operației dacă noi ajungem în zone funcționale pe care nu avem voie să le lezăm. Într-o colaborare excelentă cu anestezistul. Nu numai. Este un întreag de echipă. Dacă ați vedea cine în jurul nostru în Robert, tot ce vreau să vă întreb, vorbit eu aici, echipa operatorie, din câte persoane echipa este compusă? Echipa este formată din 3-4 persoane dacă este o operație mai complexă. Dar este operatorul principal, este un alt chirurg care îl ajută, de obicei un rezident mai tânăr. Sigur, care trebuie să învețe și care el trebuie și care să este implicat. Și este și el implicat, el de la mână, el, mă rog, apasă pe coagulare, are funcții de rolul lui și o asistentă care instrumentează. Asta e echipa de bază. În sală mai este o doamnă asistentă care ne ajută, ne aduce ce avem nevoie, de la mână toate. E pe recepție oricând și ce apare suplimentar nevoie. Avem un bioinginer. Așa. Care manageriază toată aparatura asta care e în jurul nostru, pentru că nu poți tot ce v-am povestit și asta nu-i tot. Ce v-am povestit până acum, apropo, asta era la o tumoră cerebrală. O operație de tumoră cerebrală. Dar și nu-i tot. Toate astea sunt în jurul nostru, noi trebuie să fim atenți la toate și o trebuit în timp să le învățăm pe toate, să le folosim și să căpătăm și o curbă profesională de învățare în care să ne facă să fim performanți cu acel aparat. Pentru că n-a fost ușor nici asta, noi am adus aparatura, da, bun. Dar până la urmă a fost o curbă de învățare. A fost o curbă de învățare uneori impusă. Nu deci era, nevoia te învață. Simțeam că nu-i bine ce facem, dar la un moment dat am impus ca să nu existe intervenții neurochirurgicale care să fie făcute fără microscop operator. Nu poți să impui în mod normal așa ceva, dar doar așa până la urmă fiecare dintre noi a realizat cât de util este și cum se schimbă toată lumea asta apropo de fotografia mea macro când intri în universul ăla al microscopului care te face să fii mult mai sigur, mult mai precis cu țesuturile, să vizualizezi mult mai bine la nivel macro. E cumva ca acolo, e altă lume. Imediat ce ai pus microscopul, e altă lume, durează un pic mai mult, este un pic de disconfort pentru chirurg, dar pentru pacient este o schimbare radicală de evoluție. Inciziile devin mai mici, decolările musculare devin mai mici, recuperarea devine mult mai ușoară. Toate astea, până la urmă, la un moment dat, poate că au fost aproape impuse. Și acest lucru nu este o rutină pentru toate serviciile neurochirurgicale? A devenit rutină. Nu era și nu este. La momentul în care ați început încă, acest și tip încă de nu este chiar peste abordare. Tot, dar acum, din ce în ce mai mult, lumea a învățat că nu se poate altfel. La noi avem, cred că 10 ani de când am
impus aproape, mi-e rușine să spun termenul, dar aproape că s-a impus microscopul chirurgical. Era un pic neplăcut. Intra în sală, oamenii învățați fără el, se mai uitau pe după el. Dar în timp s-a ajuns ca în ziua de astăzi să nu se poate concepe o intervenție neurochirurgicală fără microscop. Da, într-adevăr sunt niște progrese formidabile. Sunt progrese mari. Și aici cred că aș vrea să subliniați ce înseamnă necesitatea ultraspecializărilor, a competenților suplimentare. Pentru că nu puteți fi ași în toate domeniile acestea neurochirurgicale. Haideți să dezvoltăm un pic ce conține această specialitate la ora actuală, în câte felii poate fi împărțită. Chiar dacă nu inițial suntem neurochirurgi. Da, nu poate un singur om să fie cel mai bun în toate, iar intenția noastră a fost ca noi să fim printre cei mai buni din țară în toate. Și atunci nu poți să dezvolți competențe egale la toți doctorii dintr-un spital. Dar poți să faci echipele cele mai bune posibil. Și atunci, cred că la ora asta avem o foarte bună echipă de chirurgie microvasculară de bază de craniu. Avem o excelentă echipă de chirurgie spinală. Deci pe coloana vertebrală, dar mă refer la operații foarte complexe, care necesită montaje complexe, rezecții complexe, sacrificii complexe, stabilizări complexe, nu la patologia degenerativă hernie de disc, care asta, într-adevăr, este și o ramură pe care trebuie să o facă fiecare neurochirurg. Dar sunt și lucruri foarte specifice în care am dezvoltat echipe. Există echipă de chirurgie transfenoidală endonazală endoscopică. Există echipă de chirurgie endovasculară care să embolizeze, să închidă anevrismele intracraniene, malformațiile arteriovenoase. Și iar, fără falsă modestie, sunt cei mai buni din țară. Oriunde în țară există un caz complex, la ora asta, pe chirurgie endovasculară, vine spre Iași. Patologia tumorală a tumorilor care nouă nu prea ne plac, glioblastoamele, că sunt tumori foarte agresive și cu un prognostic foarte prost, iar Iași a fost primul care a introdus rezecția acestor tumori cu ajutorul unei substanțe care exista de ceva timp în lume. Noi am introdus-o în țară ca medicament, ca produs, gliolamul. Acum au mai fost preluat și de alte centre, dar am fost primii care au utilizat gliolanul în rezecția glioblastomelor. Asta permite o rezecție mai extinsă, cât mai pe cât posibil de extinsă, pentru că la un moment dat duce în niște zone care pot fi foarte funcționale. De aici și necesitatea monitorizării electrofiziologice, necesitatea intervenției cu pacientul treaz, ca să poți comunica în timp operației cu el, să vezi exact în ce zone te afli și ce strici dacă intri mai departe. Deci nu este poveste, este adevărat. Dar nu este poveste deloc, dar deloc. Vorbiți cu pacientul când abordați un anumit tip de patologie. Nu neapărat noi, dar este un psiholog. Aduce psihologul în sală, un psiholog care se învață cu pacientul dinainte de operație, îl pregătește, îi spune ce o să se întâmple în timp operației din punctul lui de vedere, că o să-i pună niște întrebări. Și se prezintă fotografii, se prezintă ca niște diapozitive care trebuie să le cunoască, trebuie să reacționeze la comenzi, trebuie să vorbească cu el, să pot ajunge la... Este un clip celebru pe YouTube în care unul cântă la vioară, pentru că el nu vrea să-și piardă această abilitate în urma operației. Noi n-am făcut încă experimentul de a pune pe cineva să cânte la vioară în sală, dar este perfect realizabil. Orice se poate în timp operații cu pacientul treaz, dacă un pacient este arhitect și el nu vrea să-și piardă proiecția în spațiu, o putem aprecia în timpul operației. Și acțiunea chirurgului este raportată în funcție de rezultatele pe care le constată în timpul operatorului. Dacă stimulăm cu un electrod în timpul operației o anumită zonă, putem să realizăm imediat dacă își va pierde funcția dacă intrăm acolo. Stimulând cu un anumit amperaj o anumită zonă, nu mai reacționează, nu-și mai face funcția. Și atunci, dacă intră acolo, e clar că s-ar putea să o piardă și după operație. Și știm să ne oprim. Domnule doctor, putem spune că într-un anumit domeniu neurochirurgical progresele sunt maxime?
Văd că ați insistat pe patologia tumorală. Pentru că este aici mai mult de vârful, da, este aici vârful de lance? Nu, nu este, sau haideți să separăm. A fost subiectiv. Să abordăm și celălalt. Îmi pare rău că am insistat pe asta, dar asta... Dar să vă pară bine, asta, pentru că telespectatorii, eu vreau să percepem și să ne dăm seama ce înseamnă progresele, da, într-adevăr. Și ce înseamnă ca un spital să fie, eu aș vrea și acest lucru să înțelegem foarte bine, ce înseamnă ca un spital să aibă accesul la această tehnologie. Și ca să ai accesul la această tehnologie, trebuie să ai un management bun, să știi ce ai nevoie. Deci aici cred că asta, sunteți fără dumneavoastră... Și poate, nu cred că poate cineva să pună la îndoială tipul de management care s-a întâmplat la Poblu. Eu cred că a fost, este exemplu, pentru că și faptul că am intrat în această echipă este pentru că eu apreciez cum s-a menegeriat spitalul ăsta în ultima perioadă. Nu e ușor în sistemul românesc să aduci lucruri care pentru marea majoritate a centrelor din țară păreau de negândit. Dacă s-o pleca de la un nivel la care fiecare centru își dorea să aibă un microscop, ei, la momentul ăsta toată lumea nu mai poate concepi o sală de operații chiar fără un microscop. Ei, iar la noi s-a mers un pas peste acest lucru. În adică condițiile în care ați spus că se lucrează doar sub microscop, obligator. Bun, asta de acum este regulă și este ceva absolut natural. În câte sale de operații, domnule? 5 sale, nu. 5 sale, nu sunt foarte multe. Dar toate sunt dotate, toate cu sunt dotate. Absolut, inclusiv absolut, cu ceea ce spuneți. Da. Apoi, să revenim, am zis să mă refer și la ceilalți. Bineînțeles că o să exact. Mă refer. La angiografie, echipa de acolo, condusă de doctorul Dobrin, niciodată n-ar putea fi poate cea mai performantă din țară dacă n-ar avea și cel mai bun aparat din țară. Pentru că s-au adus ce au considerat ei că de la ei au plecat, care au zis, băi, care e cel mai bun? Ăsta e cel mai bun, ăsta e cel mai bun, ăsta e bun. S-au luat cel mai bun aparat, s-au format cea mai bună echipă. Și acest lucru absolut necesar. Și în condițiile astea, da, numai în echipă, nu se poate lucra altfel. Adică trebuie să identifici oameni dedicați cărora să le placă un domeniu și să-i lași acolo să se dezvolte. Repet, nu putem face fiecare dintre noi de toate. Iar un alt lucru care se întâmplă la Spitalul Oblu și care cred că e foarte important și pe care n-am auzit să se întâmple în alte părți, este discuția la raportul de gardă a fiecărui caz în parte, indiferent cine l-are. Și atunci recomandarea va fi întotdeauna a noastră să fie o echipă care să-l includă pe cel mai bun din domeniul respectiv într-o echipă dacă situația este dificilă, dacă este o tumoră complexă sau este o fractură complexă sau... Nu impunem neapărat medicului curant, pentru că el până la urmă este suveran pe cazul lui, dar este o recomandare și colegii noștri s-au învățat că este bine așa pentru toată lumea și pentru ei să aibă întotdeauna într-o patologie pe care o au cea mai bună echipă la dispoziție. Adică am internat, să zicem, o fractură complexă, nu știu ce. Pot să mă ocup de cazul respectiv, dar când voi intra în sală, trebuie să fie cu mine unul din cei de la cel mai bine experimentați pe domeniul respectiv. Experiența mare pe domeniul respectiv, pentru că în ziua de astăzi revin la chirurgia spinală, pentru că și acolo avem vestitul robot, o armă, adică un fel de tomograf. Da, și acest lucru doream să discutăm. Un fel de tomograf care face CT-uri în timpul operației, reconstrucții 3D, pui șuruburile uitându-te pe un ecran într-o poziție ideală. Dar sunt aparate. Acum, având aparatele alea, pare cumva simplu, pentru că dacă respecti pur și simplu niște algoritmi și niște pași, e posibil să fie, pare destul de ușor de a pune un șurub cu ajutorul armului, robotului și așa. Ce trebuie să nu se întâmple este eroarea pe care, vrem, nu vrem, mașinile o au. Și atunci, foarte important în operație este să fii un specialist cu experiență mare în domeniul respectiv, care să sesizeze eventuala eroare care poate să apară odată la 100 de cazuri. Dar dacă tu nu o sesizezi, tu cu experiența ta care ai pus șuruburi
free hand, spunem noi, adică fără niciun ajutor, ani de zile, sesizezi dacă este o eroare. Dacă n-ai experiență, nu o sesizezi. Iar a pune un șurub greșit poate însemna să-l pui în canalul spinal și să afectezi măduva spinării, să lași un om cu mari probleme neurologice. Deci controlul uman este totdeauna absolut necesar. Controlul uman este foarte important. Mă bucur să spuneți acest lucru. Adică nu putem să ne bazăm numai pe ei. Sunt foarte buni, ne ajută enorm. În marea majoritatea cazurilor sunt extrem de preciși, dar e nevoie de o bună experiență în spate ca să sesizezi acea eroare care poate să apară la un moment dat. Deci inteligența artificială este absolut excelentă. Da. Funcționează, dar nu ne va putea trebuie, locui din dar nu ne va putea. Eu, asta este la momentul ăsta în experiența umană niciodată sau performanța umană da, nu va putea. Deja sunt domenii care ușor, ușor ne scapă. Eu eram vestit la un moment dat că vestit, mult spus. Dar cumva printre colegii mei, unul care dintre cei care opera tot ce prindea metastaze, pentru că dacă poți să le scoți pe toate din cap și am scos până la 5 metastaze din cap unui om, se considera că au un prognostic care nu mai depinde de metastazele cerebrale, după aia, pacienții respectivi. Depind doar de tumora primară. Ei, în ziua de astăzi, acest lucru a dispărut aproape cu desăvârșire prin apariția Gamma Knife. Gamma Knife-ul iradiază, noi am iradiat până la 34 de metastaze. Un pacient care deci, avea mai mult de 3 metastaze într-un limbaj mai laic, Gamma Knife-ul. Care este beneficiul Gamma Knife? Gamma Knife-ul este practic cuțit gamma, da? Pentru cuțit pentru că este la fel de precis ca și un gest chirurgical. Practic, de asta îi se spune knife. Sunt multiple surse de iradiere, 198 de surse de iradiere, care fiecare în parte nu fac rău, pentru că intensitatea nu este foarte mare, dar focalizate ard. Își fac efectul maxim. Deci este terapia focalizat. Tumorală. Este o terapie tumorală. Nu numai. Putem emboliza malformații arteriovenoase, putem trata nevralgia de trigemen. Au și alte, au avut ceva aplicabilitate în psihiatrie, dar în principal, pentru tumorile cerebrale a fost inventat acest aparat. Și este, ne ia mult din patologia noastră pe care o dăm cu bucurie. Jvanoamele vestibulare sunt niște tumori, de exemplu, extrem de greu de operat. Ele sunt într-o zonă în care, în jur, sunt nervii cranieni. De la 3 până la 11, toți nervii cranieni sunt în zona în care crește această tumoră. Iar rezecția tumorală, pe care am făcut-o eu luna trecută, vă spuneam că am stat 9 ore în sală, înseamnă să desprinzi fiecare nerv de ăsta, încercând aproape să nu-l atingi, că sunt foarte sensibil, de pe această tumoră și în același timp să iei bucățică din ea până o scoți afară. Respectând și trunchiul cerebral. Ei, Gamma Knife iradiază acum marea majoritate a acestor tumori dacă le descoperim până în faza în care se comprime trunchiul. Rămâne pentru chirurgie cei mai greu, alea care sunt mari și comprimă trunchiul. Dar alea mici nu mai ajung să fie operate practic deloc. Jvanoamele vestibulare. Dar multe alte tumori. Ca să nu mai spun de aceste metastaze la care dacă aveau mai mult de 3, erau condamnați. Mergeau la, mă rog, v-am spus că mai scos și 4 și 5, dar mergeau la IRO, tratament aproape paliativ. Chimioterapie, radioterapie cât se putea, dar din punct de vedere al leziunilor cerebrale nu aveam tratament pentru ele. Ei, în ziua de astăzi, aproape că nu mai există limită în metastaze. Iradiem tot. Și atunci numai și asta și cred că ar fi meritat să luăm acest aparat. Deci să înțeleg, putem să încadrăm această tehnologie în chirurgia minim-invazivă. Aici nu e invaziv deloc. Pacientul vine, nu se internează. Deci iată de la chirurgia clasică, când practica s-a abordat aceste tumori, trebuia o chirurgie tradițională. Asta este control tumoral, când putem spune că o rezecăm în totalitate, unde mai rămâne un rest acolo pe care îl supravegheam. Dar pacientul vine, este internat pe ospitalizare de zi. El nu stă în spital, nu urcă, nu stă în pat. Și se efectuează o procedură. Se pune o cască, se face o imagistică cu casca aia pe cap, se face un remene. Ăsta a fost un motiv pentru care am mai luat un remene
ca să-l folosim pentru acest Gamma Knife, se face o expunere cu acea cască, se duce, stă jumătate de oră, 40 minute cât e nevoie, după aia pe masa de la Gamma Knife și pleacă acasă. În condițiile în care se face un control unor tumori care altă dată ar fi necesitat 8-10 ore de operații, cu capul deschis, cu riscuri foarte mari, în zone extrem de periculoase și foarte centrale. Dumnezeu a pus în centrul creierului cam tot ce e foarte important și noi, chirurgii, ajungem greu acolo, iar acolo este foarte delicat să respectăm ce e acolo. Ei, Gamma Knife-ul știe să respecte asta, pentru că putem defini extrem de precis cu acuratețe maximă dozele de iradiere la periferie, să cunosc foarte precis cât pot încasa țesuturile creier, nerv, cranien, vase din jur, încât să nu le lezăm deloc. Și atunci este, v-am spus, de când de la progres formidabil. Realizăm cam ce beneficii aduce. Domnule doctor, în privința abordării patologiei coloane vertebrale, există niște progrese spectaculoase, fiindcă în privința tumorală este absolut formidabil. Deci am vorbit de mai înainte de robot, de SIARM, astea se folosesc numai pentru patologia vertebrală. Numai pentru patologia vertebrală. Da. Pentru că au venit oameni care să vreau să operăm cu robotul și tumori cerebrale, numai că nu pentru asta este el făcut. Avem un roboțel care poate face biopsii cerebrale, ăla ne asistă la biopsii cerebrale și este și ăsta un tip de roboțel care nu cred că mai există în altă parte în țară, apropo de, ce există la neurochirurgia și în ziua de azi. În patologia degenerativă, care este cea mai frecventă și la care cred că vă referiți dumneavoastră. Exact, este și o pasiune a dumneavoastră. Da, nu a fost neapărat o pasiune, dar a fost o necesitate pentru că sunt foarte mulți pacienți, foarte frecvent și am fost printre cei care au operat poate cel mai mic ca incizii, ca abord și am fost, prin povestea asta, poate că am fost un pic căutat și atunci, vrând nevrând, am devenit poate și în problema asta mai bun ca alții, zicem. Poate. Poate. Cu experiență mare. Cu experiență mai mare. Mai bine zis. Mulțumesc. Și atunci, și aici, ce s-a schimbat, practic? Până la urmă, urmii gesturile și modul în care se abordează, de exemplu, hernia de disc, nu s-a schimbat foarte mult. Dar, de la incizii de 20 de centimetri, 30, cum erau când vezi în spate, acum nu-ți vine să crezi, când vine la control un pacient atunci care face o recidivă, incizia în ziua de azi are 2-3 cm, abordul este foarte precis, decolarea musculară este minimă, rezecțiile sunt minime, operația este mult, mult mai curată. În plus, și mult mai simplu, evoluția pacientului, recuperarea pacientului, când am ajuns eu în neurochirurgie, stăteau o săptămână la pat obligatoriu și după aia acasă nu aveau voie să facă nimic 2 luni. Putem să facem o similitudine cu abordarea infarctului, de exemplu, da? Da. Ceva similar. A doua zi, acum trebuie să se ridice din pat și după aia, a treia, a patra zi, maxim trebuie să plece acasă. Trebuie. Nu trebuie nimic, dar poate să plece evoluția acasă. Evoluția îi permite acest evoluția lucru? Evoluția îi permite să meargă acasă. La unele zile a trebuit să poată merge la treabă, la muncă. Și atunci, din punctul ăsta de vedere, bineînțeles, s-a schimbat mult evoluția față de cum am prins-o eu când am intrat în spital. Și această patologie este extrem de frecventă. Este și atunci, într-adevăr, beneficiul este foarte mare și sub toate aspectele, pentru că gradul de invaliditate în această patologie era foarte mare. Foarte mare. Și iată că acum suntem în situația în care s-a schimbat radical. Modalitatea de operații. Exista spondilolistezis în care se făcea o rezecție osoasă largă posterioară, exact. Și asta era forma de tratament care, pe o coloană care deja e instabilă, că o mișcat și o alunecat, se mai crea și o slăbiciune în spate, pentru că rezeca elemente osoase, ligamentare, posterioare, de care coloana asta avea nevoie ca să-și mențină o stabilitate. Ei, de la acele rezecții posterioare, care lăsau oamenii cu chinuri mari, în ziua de astăzi se pun cage-uri, șuruburi, tije, se fixează în diferite feluri, s-a schimbat complet. Cu o recuperare, Și recuperarea este foarte rapidă. Adică nu prea mai avem pacienți care în patologia degenerativă să nu poată să se ridice în prima zi din pat și să poate fi externați în 2-3 zile. Nu se poate. Cam la asta s-a ajuns.
Da, domnule doctor, în echipa operatorii obligatori face parte un rezident sau un student chiar, da, care dorește să intre în tainele neurochirurgiei. Cum vede generația nouă această specialitate, care nu este o specialitate ușoară, este solicitantă din toate punctele de vedere și mă gândesc că trebuie să ai o anumită structură și psihică și fizică. Haideți să vedem cam ce se va întâmpla în următorii ani, în care generațiile trebuie să se schimbe, trebuie să se rodeze și așa mai departe. Neurochirurgia la rezidențiat nu se mai ia ca pe vremuri sus. Fiind o specialitate, eu zic grea și nu zic numai eu, era aceeași impresie și în Franța și peste tot pe unde am mai fost, neurochirurgia este o specialitate grea. Nu oricine poate să stea zi lumină la spital și să stea 8 ore cu ochii într-un microscop. Nu-i chiar pentru toată lumea. Și atunci tinerii nu mai aleg ca intenție principală neurochirurgia. Ajunge cumva să fie aleasă destul de jos la rezidențiat. Asta nu înseamnă că rezidenții care vin nu sunt la fel de buni. Dar important pentru ei va fi să-și găsească drumul, pentru că nu poți să fii, ați sesizat foarte bine asta, mi-a spus mai înainte, nu poți fi bun în toate. Exact. Ei trebuie să-și găsească o cale și deja încep să se identifice căi și să se lipească de echipe. Ei, vom vedea câți vor rămâne în aceste echipe pe lângă noi în spital, câți vor merge în alte părți, pentru că neurochirurgia se face și cu caracter general și nu atât de specializat ca în centrele universitare, în orașe mai mici, și se face și la noi chiar, nu la nivel foarte înalt. Fiecare neurochirurg trebuie să știe să opereze o hernie de disc, un hematom traumatic, o fractură. Sunt lucruri de bază pe care orice neurochirurg trebuie să știe să le facă. Și astea se pot face și se fac în toate orașele mari ale țării. Unde există un asemenea spital care este dedicat neurochirurgiei? Nu, există secții de neurochirurgie peste tot. Piatra Neamț, Bacău, Suceava, Botoșani. Dar care au anumite limite în privința competențelor. Exact. Și de, nu numai de competență, și de tehnică. Exact. Limitare pentru de tehnică, că, așa este. Din păcate, contează mult. Fac mari diferențe aceste lucruri noi. Tehnologia asta care a apărut. Nu neapărat în, mă rog, și în gradul de rezecție, dar mai ales în evoluția postoperatorie și în siguranța pacientului și calitatea vieții lui postoperatorie. Aici se reflectă cel mai mult toate aceste investiții care s-au făcut. Domnule doctor, participați, bineînțeles, la diverse manifestări naționale, internaționale și există un schimb de informații, de experiență. Comparativ, să spunem, cu ceea ce se întâmplă în lume, pe domeniul dumneavoastră, cum vă simțiți? Nu mai avem. Pentru că dacă noi ne simțim foarte mari și tari la noi acasă, fără să ne comparăm, atunci nu avem dimensiunea reală. Nu, cum nu, vedeți acest lucru? Pe și aici, din fericire. Eu răspunsul știu, da, dar îmi face plăcere să-l spuneți ca persoană care știți foarte bine ce se întâmplă în acest domeniu. Din fericire, când mergeam la congres altă dată, ne uitam așa, nu, nici măcar invidie nu-i poți să-i spui. Păreau pentru noi SF-uri, lucruri care nu o să putem noi niciodată să le gândim măcar că am putea să le facem la noi acasă. Până la urmă, și acum, nu mai avem, dar chiar nu mai avem nicio emoție, nici în fața celorlalți ne simțim bine, vorbim pe același limbaj, suntem în stare să comentăm tehnici foarte evoluate. Este un coleg de-al nostru, membru la Academiei Britanice, care este șeful serviciului de chirurgie spinală de la Sheffield, care vine la noi și discutăm aceeași limbă, în sfârșit suntem în stare să prezentăm aceleași lucruri
aceleași deci modalități. Deci aceeași experiență profesională. Pare că încet, încet s-a ajuns practic la aceeași experiență cu centrele mari, mari din lume. Sheffield este un centru mare și ultima dată Marcel a zis că nu există diferențe acum în modul în care abordăm noi în domeniul lui al coloanei vertebrale fracturile complexe, tumorile intramedulare complexe. Am prezentat și noi și el, lucrurile sunt deja foarte, foarte asemănătoare și când ne mândrim cu asta, este o normalitate la care am ajuns. Că până la urmă, spre asta trebuie să tindem toți, ca aceste lucruri să fie normale și să fie considerate normale și să fie considerate standarde în domeniul nostru sau în orice alt domeniu, că facem noi ceva deosebit față de alții. Ar fi bine ca acest standard să fie în neurochirurgia, măcar în toate centrele mari din țară. Și încep să fie. Încet își iau cu toții o electrofiziologie și aici. Am fost primii care m-au folosit electrofiziologie. Dar încep să apară. A început și un centru privat a început să lucreze cu gliolan. Lumea începe să se dezvolte că noi cum, până la urma urmei, trebuie să devină standarde. Noi le-am inclus deja în protocoalele interne ale spitalului. Nu se poate opera un anumit tip de intervenție fără a folosi toate aceste standarde. Le-am inclus deja în protocoale. Adică dacă pacientul ăla are nevoie de ceva, trebuie să beneficieze. Nu contează a cui doctor este. Da. Și important este pacientul trebuie să primeze întotdeauna. Dar asta e valabil în medicină generală. Corect. Este o specialitate în care investiția este foarte mare. Deci nu se poate face o chirurgie performantă, o neurochirurgie performantă, fără investițiile despre din care vorbeam. Din păcate, nu. Din păcate, nu. Așa este. Și atenție, performanța nu este neapărat legată decât de mult ai scos dintr-o tumoră, să zicem, pentru că asta noi putem scoate orice și oricât. Performanța trebuie să se manifeste în gradul de satisfacție a bolnavului, în cum percepe el experiența în spital, în ce rezultate are el și funcțional și ca durată de supraviețuire pe termen lung. Aici suntem performanți. Dacă ajungem ca pacientul chiar într-adevăr să beneficieze maximal de pe urma tuturor eforturilor care s-au făcut financiare, că dați seama că toate astea au costat absolut nu puțin, și chiar umane, fiecare dintre noi au învățat, s-au adaptat la toate aceste aparate care nu întotdeauna sunt chiar ușor de asimilat, pentru că noi nu avem voie să învățăm făcând greșeli. La noi trebuie să meargă totul de la început bine. N-ai voie, tu ai o curbă de învățare, dar pe curba aia ta de învățare nu trebuie să suferi bolnavul. Absolut, este regula majoră. Și atunci nu a fost ușor pentru niciunul dintre noi să se adapteze cu tot ce e în jurul nostru în cursul unei operații. Dar în momentul în care aproape că mai încăpem noi. Exact, în momentul în care ați căpătat un aparat, cineva trebuie să știe. Trebuie să-l învățăm. Exact. Să-l învățăm cu toții. Și învățați unii de la alții. Dar spiritul de echipă funcționează perfect. Vino, echipă, îți faci un training, te învață, dar trebuie lucrat în echipă. Aici nu contenez să spun. Domnule doctor, eu mă bucur foarte mult că am comunicat telespectatorilor, măcar să înțeleagă ce înseamnă abordarea actuală și cât de mari sunt progresele. Ce ați recomanda unui tânăr care dorește să facă această specialitate? Experiența mea în spate nu pot să-i recomand decât să încerce să facă neurochirurgie. Este o meserie satisfacția este fascinantă mare. Și satisfacția este mare. E adevărat. Ne puteți spune o satisfacție majoră care ați avut-o? Măsură, un caz formidabil sau un caz mai spectaculos? Sunt în fiecare zi. Pe măsura satisfacției este și munca. Ai satisfacții la fiecare pas, satisfacțiile majore sunt când vin controle care își continuă viața după ce au avut o tumoră de 8 cm în cap, de exemplu, sau recuperează picioarele după ce o parapantă l-a izbit de la 30 de metri și nu le-a mișcat deloc când a venit la spital. Astea sunt satisfacții punctuale și care sunt în fiecare zi. Adică noi nu există
o tumoră care părea inoperabilă cea de săptămâna trecută, dacă dă Dumnezeu și merge cu bine până la capăt, este o satisfacție enormă. Nu avea nicio șansă. Fata aia și avea 25 de ani. Toate astea sunt o luptă, dar care... Și sunt elementul de stimulare de pentru fapt, întreaga exact, asta echipă. Vreau să spun. Să meargă mai departe. Exact. Și să, da, e o motivație mai bună decât orice altceva. N-ai cum să motivezi chirurgi altfel decât dacă au rezultate. Și să vezi calitatea vieții unei persoane, mai ales o persoană tânără, acest lucru este și suportul. Așa se cuantifică rezultatele. Exact ceea ce spuneați, dacă stați 10 ore în sala de operație și vedeți rezultatul este pe măsură, atunci nu mai contează și se șterge toată oboseala. Sau încercați să găsiți o metodă ca să vă încărcați bateriile. Și vă încărcați bateriile așa cum ați spus și așa cum am început emisiunea. Făcând altceva, ceva care vă relaxați, dar ceva în același timp în care vă gândiți eventual ce face pacientul care tocmai l-ați operat, ce aveți de operat în următoarea etapă sau ce telefon vă sună pentru a fi solicitat. Nu este chirurg. Așa este viața unui neurochirurg. Nu se termină niciodată activitatea noastră la sfârșitul programului. Eu nu plec niciodată înainte de 4 de la spital, de exemplu, dar nu înseamnă că s-a terminat activitatea. Și telefonul nu se închide niciodată. Noi nu închidem telefoanele și... În Franța nu era chiar așa, dar în România noi avem obiceiul ăsta, când avem pacienții noștri, mergem să îi rezolvăm. Adică dacă un pacient de noi se agravează, am plecat. Și tot eu încerc să-i rezolv o eventuală complicație, o eventuală problemă. Domnule doctor, eu mă bucur mult că discuția noastră a fost cât se poate de adaptată la profesia dumneavoastră, la profilul dumneavoastră, așa a fost, pentru că progresele sunt foarte mari și am dorit să știe telespectatorii ce înseamnă abordarea modernă a acestei patologii, ce înseamnă beneficiile pentru pacienți, ce înseamnă să apreciezi munca unui medic și ce înseamnă munca în echipă și de ce nu ce înseamnă să ai un management bun la spital, în care să ai la îndemână, în orice moment, tot ce ai nevoie. Pentru că nu poți să faci cu mâinile goale, poți să fii performant, poți să fii învățat în orice, pe orice meridian, niște lucruri și dacă nu le poți aplica, atunci unde este utilitatea? Nu e suficient să cumperi. Sigur. Nu vreți să știți cât înseamnă mentenanța lor, întreținerea lor. Deci managementul în general nu poți să-l faci punctual să profil. Cumperi niște aparate. Trebuie să menții un nivel înalt de a aduce bani în continuare. Domnule doctor, nu pot decât să vă mulțumesc că ați fost alături de telespectatori. Plăcerea mea personală a fost să dialogăm, să intrăm în tainele neurochirurgiei și nu vă pot dori decât să aveți satisfacții cât mai multe și cât mai mulți pacienți care să se bucure de tot ceea ce înseamnă tehnologie nouă și tot ceea ce înseamnă partea umană a medicinii, care contează enorm de mult. Și niciodată mi-a plăcut când ați spus că omul nu va putea fi dominat de aparatură. Omul domină aparatura și nu invers. Încât în spiritul acesta doresc să încheiem emisiunea pentru că toate lucrurile frumoase se termină, dar pentru această etapă poate o să mai aveți disponibilitatea să transmitem telespectatorilor niște lucruri care sunt convinsă că sunt importante și sunt importante și pentru noi. Pentru că noi trebuie să transmitem celor din jur ceea ce facem, să știe realitatea și în același timp să fim respectați. A respecta profesia noastră, care este cea mai nobilă profesie, este o artă, mie îmi place să spun acest lucru și sunt convinsă că profesia noastră este o artă. Ceea ce faceți dumneavoastră este o artă. Mult succes în continuare, multe satisfacții și, cum îmi place mie să spun, inima cea bună tuturor, stimați telespectatori, mă bucur mult că l-am avut în studio, domnul doctor Marius Babija, medic primar neurochirurg, un om dăruit, un empatic, un profesionist. Inima cea bună tuturor încă o dată.